Vă salut de aici, de la Bruxelles. Vreau să vă spun că în momentul actual sunt două teme majore prioritare pe agenda noastră. Modul cum ieșim din această pandemie în mod coordonat, cum ridicăm restricțiile atât față de statele membre cât și față de terți, cum reușim să facem mai reziliente sistemele de sănătate, să identificăm un vaccin la nivel european sau la nivel global, să creștem capacitatea de testare, deci practic modul de ieșire coordonat, și acesta este un cuvânt cheie din această pandemie. Din păcate, eforturile sunt intense, dar nu suntem încă acolo. Vedeți și dumneavoastră situația la nivel european. Și a doua mare prioritate este modul în care relansăm economia europeană, economiile naționale. Suntem în mijlocul unui proces intens de negociere. Comisia Europeană a venit recent cu un plan ambițios de relansare economică la nivel european, un plan cu extrem de important pentru toate statele membre. Săptămâna trecută, vineri, liderii europeni au avut deja o primă discuție pe acest plan european de relansare și o să încerc puțin să prezint principalele elemente. Cum am spus, această criză evident ne-a afectat pe toți, ați spus și dumneavoastră, suntem împreună. Virusul nu ne-a demonstrat încă o dată ce importantă este solidaritatea, dar și ce important este și efortul comun, pentru că până la urmă virusul nu are frontiere, ne-a afectat pe toți și cred că cel mai mult ne-a pus la încercare în ceea ce privește modul în care găsim soluții rapide. Până acum, deja au fost luate o serie de măsuri care au intrat la nivel european, combinate cu o serie de măsuri la nivel național. Știți și dumneavoastră, pentru România, Comisia Europeană deja a aprobat un ajutor de stat consistent pentru a ajuta IMM-urile, un ajutor de stat în jur de 3,3 miliarde de euro, cu obiectivul de a sprijini relansarea economică, de a sprijini investițiile în întreprinderile mici și mijlocii, investițiile în capitalul de lucru, prin granturi directe, prin garanții publice pentru împrumuturi. Dar cum am spus, până în prezent, deja au fost luate o serie de măsuri la nivel european pentru a ajuta mediul de afaceri. Și vorbesc aici, în primul rând, de acest instrument SURE, care este în curs de finalizare. Luna aceasta România va semna cu Comisia Europeană acordul de garantare și practic suntem în curs de negociere cu Comisia Europeană a măsurilor concrete în domeniul muncii, măsuri active și măsuri de protecție pentru a putea utiliza acești bani în jur de între 3 și 5 miliarde euro. Practic sunt măsuri pentru a proteja locurile de muncă, inclusiv sprijinirea regimilor de lucru cu program redus, măsuri menite să protejeze angajații și lucrătorii independenți împotriva riscurilor de concediere, de pierdere a veniturilor, măsuri în domeniul sănătății. Sunt toate aceste măsuri sunt în curs de negociere la acest moment de către Guvernul României împreună cu Comisia Europeană pentru a putea accesa cât mai rapid acești bani. Sigur, în plus față de aceste măsuri, fondurile de coeziune au fost utilizate la maxim, practic prin acest instrument pentru corona s-a permis o flexibilizare a banilor din tot pachetul de coeziune pentru a-i putea schimba dintr-un fond în altul pentru a ne adapta la cerințele actuale, în mod special cu un accent pe ceea ce înseamnă sănătate și pe protecția lucrătorilor. Aș vrea să vorbesc puțin despre acest pachet masiv, important de relansare economică, dacă îmi permiteți, aflat în curs de negociere. Deci, practic, Comisia Europeană a venit la acest moment cu un pachet ambițios care conține, pe de-o parte, un fond de 750 de miliarde euro împărțit în granturi și împrumuturi, care este legat de viitorul buget al Uniunii Europene și în paralel cu o nouă propunere pentru cadru financiar multianual pentru perioada următoare de 1100 de miliarde de euro.
Este în curs, cum am spus, de negociere. O primă discuție a liderilor a avut loc săptămâna trecută în format videoconferință și obiectivul este de a ajunge cât mai rapid posibil pentru a putea, într-adevăr, să sprijinim relansarea economică. Pentru România ați văzut cifrele care sunt vehiculate, în jur de 30 de miliarde. Cifrele sunt în curs de negociere. Este o combinație de granturi și de împrumuturi care practic permit prin modul în care se cuplează cu diversele politici, permit să ajute investițiile în principal în diversele sectoare afectate de criză, pentru că perioada în care vom utiliza acest bani sunt primii ani din noul cadru financiar. Deci, practic, avem în cadrul acestui instrument de recovery, avem de relansare economică, avem un fond de relansare economică și reziliență, axat pe investiții în principal în sectoarele afectate de criză. Vorbim aici de toate sectoarele afectate de criză. Sigur, accentul pe care se dorește a fi pus de la Bruxelles este în principal să răspundă unor preocupări legate de investițiile smart și investițiile care se asigură protecția mediului. Ele, practic, din acești bani care sunt în acest pachet, o parte în jur de un miliard se vor duce ca să sprijine politica de coeziune, să permită continuarea investițiilor făcute în acest an, în plus față de banii pe care îi avem în mod obișnuit la politica de coeziune, să sprijine aceste investiții, mai ales în sectorul de sănătate, dar nu numai. Vorbim în jur de un miliard de euro în plus. Sigur, sumele încă o dată trebuie luate cu maximă prudență pentru că sunt în curs de negociere ca parte a unui întreg pachet. Aceasta e o primă componentă. De asemenea, o parte din acești bani de recovery se vor duce pentru a ajuta partea de dezvoltare rurală cu investiții în mediul rural. O altă parte se vor duce pentru a sprijini sectorul de sănătate. Vom avea un fond destinat sectorului de sănătate cu accent pe consolidarea sistemelor naționale de sănătate pentru a face față oricăror crize similare, să sperăm că nu, evident, celei actuale. Deci cuvântul cheie este reziliența sistemelor de sănătate și sunt foarte multe investiții, de la investițiile în infrastructură, investițiile în echipamente medicale. Aceste măsuri în domeniul de sănătate sunt cuplate cu măsuri luate la nivelul industriei pentru readucerea anumitor domenii înapoi în Uniunea Europeană. De asemenea, din acest pachet de recovery, o parte din resursele financiare se vor reduce să completeze fondul pentru o tranziție justă, acest Just Transition Fund, care permite practic să sprijine, permite statelor membre să-și atingă țintele de mediu, respectiv să sprijine reconversia zonelor miniere, dar nu numai a zonelor miniere, dar și a zonelor monoindustriale. Și vorbim și aici de o sumă relativ consistentă, de câteva miliarde de euro, iar acești bani vor fi accesați pe baza unor planuri naționale care vor fi elaborate de către Ministerul Fondurilor Europene în strânsă cooperare cu autoritățile locale. Deci, practic, tot acest fond masiv de investiții de relansare economică se va face pe baza unor planuri naționale de reziliență elaborate de autoritățile române până în toamnă și care vor fi discutate, evident, cu Comisia Europeană pentru a putea accesa acești bani.